Această victorie pentru voi, una cu mari emoții, nu? Da, nu, am mai avut de mult așa emoții, cred că și așa sunt eu bătrân, am mai și îmbătrânit vreo 5 ani la meciul ăsta. Această victorie înseamnă, practic, acest meci a fost pentru noi ca o semifinală. Faptul că am câștigat acest meci ne califică în finala pentru play-off acasă cu Dinamo. Acum, cât la sută crezi că aveți șanse la play-off în acest moment? Mai mult de 50? Nu, cam 50%. Ai avut ceva emoții la faza ultimului, la Merloi, acolo, prelungiri? Da, da, atunci am avut mari emoții, pentru că acest copil Merloi a făcut și astăzi un meci fantastic, e un jucător senzațional și, sincer, aveam emoții de ferată când era la minge sau când se pregătea să execute un corner sau o lovitură liberă. Cu mare noroc am scăpat fără gol primit la acea fază. Oricum, așa emoții și un meci de asemenea intensitate, eu unul nu am mai trăit de mult, mai ales ultimele 10 minute după ce ne-a dat golul de 3-2, pentru că puteau și să ne egaleze. Crezi că Dinamo va mai veni cu interes la media și având în vedere că echipa e deja în play-out? Știu, dar și noi am fost în situația asta anul trecut. Noi nu mai aveam șanse matematice la play-off și ne-am dus la Botoșani și am făcut egal, 1-1. Pentru că ei cu siguranță vor avea un avantaj, faptul că vor veni să joace fără presiune. Ai făcut calculele, v-ar fi bun și un egal? Ok, teoretic și cu o înfrângere s-ar putea, sau un egal, dar nu putem să pregătim așa meciul. Avem nevoie de 3 puncte și atunci... O să fie mai greu fără Eddie? Nu neapărat. Am mai lipsit de pe bancă și la câteva meciuri la începutul campionatului și nu am pierdut niciun meci. Nu văd asta. Un mesaj pentru suporteri să vină. Crezi că se va umple stadionul? Da, cu siguranță. Va fi un stadion plin la meciul cu Dinamo. Este poate cel mai important meci din istoria clubului Gazmetan, deoarece în 75 de ani de istorie niciodată clubul nu s-a clasat în primele 6.